Capitolul 25. Pilda celor 10 fecioare. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechibzuite și 5 înțelepte. Cele nechibzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele unt de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și unt de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: "Iată mirele, ieșiți în întâmpinare!" Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechibzuite au zis celor înțelepte: "Dați-ne din unt de lemnul vostru, căci ni se sting candelele." Cele înțelepte le-au răspuns: "Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unt de lemn și cumpărați-vă." Pe când se duceau ele să cumpere unt de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: "Doamne, Doamne, deschide-ne!" Dar el, drept răspuns, le-a zis: "Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului." Pilda talanților. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: "Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți." Stăpânul său i-a zis: "Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău." Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: "Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți." Stăpânul său i-a zis: "Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău." Cel ce nu primise decât un talant a venit și el și a zis: "Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai sămănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talantul în pământ. Iată-ți ce este al tău." Stăpânul său i-a răspuns: "Rob viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am sămănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și, la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți. Pentru că celui ce are, îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților." Judecata viitoare.
Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete, sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică.